Faptul că dumneavoastră ați ales specializarea psihopedagogie specială deja spune anumite lucruri despre dumneavoastră. Suntem o generație specială, o generație care împreunează, practic, două evenimente foarte importante, cel al centenarului, al centenarului Unirii din 1918, dar în același timp și centenarul refacerii universității noastre, devenită în 1919 Universitatea Daciei Superioare, iar apoi Universitatea Regele Ferdinand. Venind aici și fiind alături de noi, dumneavoastră urmați un vis, adică nu știu care dintre voi știe cum va fi peste 3 ani, dar știe sigur că acum are anumite expectanțe. Expectanțele nu le-am setat noi. Vorbind totuși despre tradiție, vreau să vă spun că aici, la Universitatea Babeș-Bolyai, există o tradiție și sunt câteva discipline care au marcat evoluția universității încă de la înființarea ei și una dintre aceste discipline fundamentale este și psihopedagogia specială sau defectologia, cum a fost ea numită. Practic, această școală s-a creat la Cluj. Și de aici, de la Cluj, s-au răspândit după aceea mlădițele la nivelul întregii țări. Am ales bine, știu că această profesie o voi urma și știu că pot face mai mult pentru această profesie decât au făcut ceilalți. În funcție de cunoștințele pe care le veți dobândi, va trebui să aveți o poziționare profesională. Ori poziționarea aceea profesională vă va da sens. Dar asta înseamnă pentru voi o responsabilizare în plus. Pentru că nu este tot una să aparții unei școli fondatoare sau să aparții unei școli oarecare. Mai aveți un atu foarte important, dreptul de liberă practică. Competențele dumneavoastră vi le puteți pune în practică într-o piață liberă. Iar piața poate să selecteze aceste competențe și atunci acolo vă puteți da măsura lucrurilor. Dragi studenți, nu știu dacă voi aveți emoții, dar eu sunt foarte emoționat și de fiecare dată sunt foarte emoționat când particip la asemenea manifestări, la asemenea momente care fie deschid, fie încheie un traiect intelectual al fiecărei generații.